Bună seara, bine v-am găsit la ProSport Live. Probleme pentru patronul FCSB, Gigi Becali, este trimis în judecată pentru fraudă la vot. Atenție, să vedem, vom discuta, să vedem ce s-a întâmplat acolo, pentru că Gigi Becali a avut ceva probleme, a votat deși nu avea voie, atunci a făcut caz, e ceva din 2018, dacă nu mă înșel, a făcut multe comentarii în care spunea că nimeni nu are voie să interzică lui, că, mă rog, dacă îi spun 2000 de avocați că nu are voie să voteze, el știe mai bine decât ei și va vota. Subiectul Garita la Rapid a creat un întreg haos la Pitești, suporterii s-au revoltat la adresa conducătorilor, cerându-l acestora să nu-l vândă pe Arnold Garita. Daniel Stanciu a spus pentru ProSport că este exclus această variantă să plece în acest moment, pentru că piteștenii au planuri cu jucătorul atât pentru sezonul în curs, cât și pentru sezonul viitor. Vom vedea dacă așa este, pentru că știți foarte bine, conducătorii din Liga 1 spun vrute și nevrute, spun astăzi că nu se transferă sub nicio formă jucător, ca peste două zile să plece, după care se apără spunând că nu, că m-a referit la ziua respectivă și așa mai departe. Au început să plece echipele în cantonamente, în Antalya. Discutăm despre toate acestea cu analistul ProSport Florin Prunea. Bună seara, Florin, bine revenit și la mulți ani. Te salut, la mulți ani, și aș vrea și eu, în primul rând, să transmit celor care ne privesc la mulți ani, să aveți un an mai bun ca cel care a fost și să avem încredere că va fi mai bun cu toții. Înainte să discutăm, Florin, despre fotbalul Inter, vreau să te întreb cum s-a părut toată acest eveniment de comemorare și de înmormântarea lui Pele. Dureros. Dureros pentru majoritatea celor implicați în fotbal, în sport și nu numai. A suporterilor, mai ales ai văzut ce... Și era de așteptat pe undeva câți oameni au venit să-și ia la revedere de la unul din regii fotbalului românesc, că sigur toată lumea spune Maradona, Pele, Messi și așa mai departe, dar chiar a fost un om despre care s-au auzit numai lucruri bune, Victor. Unul din fotbaliștii, exemplu. De trei ori campion mondial. De trei ori campion mondial, bineînțeles. O familie frumoasă, 9 copii, copii mulți. Pentru Brazilia sunt zile grele. Știm cu toții ce înseamnă Pele pentru Brazilia sau ce a însemnat Pele pentru Brazilia și nu numai. Am văzut acum două seri un film cu meciul nostru cu România, mai lung, pe care nu l-am văzut niciodată și care am văzut Păliță, Dumitru și da, jucătorii noștri cum se luptau Cornel, ca să Dinu. Până Cornel, da, da. Neaculae Lopescu, cum se luptau ca să-l pună jos și nu puteau. Îl dădeau și de la spate, dădeau și din lateral. Da, a fost un geniu, care cu siguranță că va rămâne în memoria tuturor ca un geniu. Și un exemplu pentru toți foștii jucători. Sigur, cei tineri nu știu atât de multe despre el, dar generația mea, generația dinaintea noastră... Știi ce vreau să întreb, Florine? Pentru că se discută foarte mult, sunt aceste discuții care nu vor înceta niciodată. Clar, care a fost mai mare, Pele, Maradona, Messi, Ronaldo. Spunea aici ieri Nică Neaga că se greșește când sunt comparați toți, că ar trebui fiecare comparat în epoca lui. Nu, corect. Să nu compare epoca lui Pele cu epoca lui Messi. El a fost cel mai bun în epoca lui, Maradona cel mai bun în epoca lui, Messi acum, fiind campion mondial, cel mai bun în epoca lui. Ești de dreptate, Lurică, total de acord. Mai mult decât atâta, toată lumea ne spunea, sigur, păstrăm proporțiile, generația de aur. Dar eu consider, la fel cum Rică Neaga consideră, că Pele a fost la generația lui. Noi am avut mai multe generații de aur. Am avut generația de aur, dacă vrei, primul campionat mondial din Uruguay, am avut generația 70, am avut generația după aceea noastră, am avut generația lui Mutu și a lui Chivu, care eu cred că merita mai mult. Am avut echipe de club, generația Craiova a fost o generație de aur. Craiova Maximă. Craiova Maximă. Steaua, care a câștigat cu 86, a fost o generație de aur. Da. Sunt total de acord. Dinamo 84. Dinamo 84. 89. 89. Dinamo. Au fost generații foarte bune, generații de aur. Da, sunt total de acord. Fotbalul era altfel. Fotbalul, dacă îl pui pe Pele acum sau pui pe Maradona sau pui, eu știu, să vină să joace fotbalul care se joacă acum, atât de tacticizat, eu știu, cu un ritm mult mai alert, că sigur erau și alte vremuri, le va fi mai greu. Dar sunt de acord cu Rică, așa este. E greu să ne... Și suntem și subiectivi. Eu văd altfel fotbalul. Pe vremea aceea, uite, când l-am văzut pe Nealiță Dumitru, fără niciun fel de problemă, a spus din prima Pele. Nici nu se compară cu niciunul. Mi-a și jucat cu el. Probabil că e și legat, cum să spun eu, și sentimental. Sufletește, corect, exact. Și sentimental. Și noi suntem legați. Generația noastră, eu sunt, de exemplu, legat de Maradona. Exact. Chiar dacă înaintea de meciul lui cu noi, n-a apucat să joc contra lui. Da. L-a prins... Mă rog, dar ai fost acolo, vorba. Dar am fost acolo, l-am văzut cum plângea din tribună când a furat asta, sfârșitul arbitru, meciul la meciul cu noi, ai văzut cum plângea ca un copil. Da, sunt generația asta acum, copiii care toți și toată lumea a vrut să câștige Argentina pentru Messi. Da, cine întreb generația asta, dar de ce Argentina? Păi pentru Messi.
E adevărat. Copiii, acum vin copiii, au venit la colindată acum și întrebam, bă, cu ce echipă ții? Să mai glumesc cu ei. Da, da. Cu ce echipă ții? Ce fotbalist îți place? 99% dintre ei Messi. Copii de 10 ani, de 9 ani. Da. Da, e... Florine, noi avem trimis în Brazilia, suntem singura publicație din România care am trimis echipa acolo. Felicitări pentru acest lucru, urmăresc cu atenție și am mulți prieteni Carmen, colega care urmăresc. Carmen, da. Da, asta înseamnă că respectați valorile și ăsta e mare lucru. Și nu cred că e ușor să trimiți. Până la urmă e cel mai mare nume al fotbalului mondial, corect. Vrem, nu vrem. Am vrut să fim prezenți acolo pentru a prezenta publicului ProSport toate detaliile, pentru că știi tu foarte bine, altceva este să prezinți de la fața locului evenimentele decât corect. Prin și o formă de respect canale. Față de exact. Cititorii voștri. Exact. Corect, așa este. Hai să mergem să vedem un material pregătit de colega Carmen Mandiș din Santos, după care revenim să comentăm. Então, o senhor tem esse negócio aqui do lado do estádio sim, e estamos vendo essas fotos. Quem está aí junto ao Pelé? Esse é meu avô. Meu avô, Sérgio Carranca. Ele preparou o Pelé fisicamente para o jogo comemorativo dos 50 anos de idade do Pelé, que foi seleção brasileira contra a seleção do mundo na Itália, que o Neto entrou depois do lugar. Entendeu? Aí o meu avô foi encarregado de preparar ele fisicamente para ele poder fazer esse amistoso internacional em comemoração aos 50 anos de idade dele, meu avô Sérgio Carranca. Ó, aqui está escrito Pelé corre ao lado do preparador Sérgio Carranca. Que honra! Sim, sim, foi um dos maiores orgulhos da vida do meu avô. Esse foi um dos maiores orgulhos dele de ter treinado Pelé, né, batido uma bola com ele, treinado com ele fisicamente durante um período. Mas eu era pequeno, né? Mas eu fui algumas vezes com meu avô, me levava às vezes no campo, Pelé autografou camisas minhas e tal, brinquei com eles no campo, né? Muito recordações muito boas. Pelé porque é um ícone não só a nível nacional, a gente sabe que ele é como a Rainha Elizabeth, como o Papa, é uma coisa que atrai mundialmente. Existem outras pessoas muito conhecidas e famosas no Brasil, mas quando acontecer de morrer, como Silvio Santos e outros, que morrer só vai comover o Brasil. Pelé, conhecido em qualquer lugar do mundo, conseguiu parar uma guerra, né? Da seleção brasileira, com a réplica da assinatura do Pelé, está custando R$60, né, no dinheiro brasileiro. Eu lembro que 70 no Brasil foi um jogo até difícil. O Palmeiras jogou muita bola aquele dia. Foi 3-2, foi um jogo, para mim, um dos jogos mais difíceis que o Brasil teve na Copa de 70 foi contra a Romênia. Romênia e Inglaterra, se não me engano. Então, era um meia, o Hadi, eu lembro dele. Se não me engano, depois da Copa, ele foi jogar na Espanha. Mas ele era um bom jogador. Era um tipo meia, assim, tradicional, tipo Rivelino. O estilo de jogo é clássico. Ele era um jogador clássico, muito bom jogador. Da, colega noastră Carmen Mandiș a luat interviuri pe stradă. Uite și tu, vezi brazilienii de rând ce pasiune au pentru Pelé și mai mult decât atât, domnul acela mai în vârstă ținea minte meciul cu România din 70, știa de Hagi, cum s-a transferat Hagi după Mundial și așa mai departe. Deci numele lui Hagi este cunoscut și în Brazilia. Ce ar fi fost o semifinală cu Brazilia în 94? Ce crezi sincer? Acum obiectiv, uitându-te în urmă. Crezi că v-ați fi dat-o cu ei sau era prea greu și ăla era punctul de oprire pentru voi, dacă treceați de Suedia? Ajunsesem la un nivel în care puteam să câștigăm cu oricine. Aveam o atât de mare încredere și eram atât de puternici. Poate și de aceea, când a aflorat sfârșitul meciului cu Suedia, noi am fost singura echipă care n-am avut căutură accidentați acolo. Și cu toate că jucam la 52 de grade la nivelul solului, da? La ora 1 la prânz. Da. Asta și datorită pregătirii care am făcut-o, dar ajunsesem la un nivel în care ne băteam cu oricine. Ți-aduce aminte că am avut o grupă din care n-a crezut nimeni că ieși afară. Columbia, momente grele, echipă fantastică. Echipă care bătuse Argentina 5-0 la River Plate. Da. Țara gazdă, 120.000 de spectatori în spate și nu mai spun de Elveția la momentul respectiv. Am avut o grupă grea. Înainte de meciul cu Argentina, cine dădea vreo șansă? Dar am stat bine pe picioare, am fost puternici. De asta spun că la meciul cu Suedia, când aflat sfârșitul meciului, toți am căzut și fizic și psihic. Eu spun sincer și cred că sunt la sentimentul colegilor mei, 3-4 zile nu am fost bun de nimic după aceea. Am mai stat la New York 2-3 zile, dar n-am ieșit din cameră. Și nu numai eu, toți colegii mei. Fiecare a simțit nevoia să stea să se odihnească. Dar dacă treceam, eu cred că ne puteam bate de la egal cu ei și era o... Îți dai seama. O dacă treceați de Suedia, crezi că apărai în continuare tu sau intra Stelică? Ce simți? Greu de spus. Greu de spus, pentru că după meciul cu Elveția, chiar dacă Stelică nu a greșit, 4-1 pentru elvețieni, chiar dacă nu a greșit, mi s-a dat mie șansa. De asta zic că era greu la vremea respectivă. Era o concurență foarte mare.
era foarte mare, dar era greu să mă schimbe înapoi dacă echipa câștiga. Pentru că pe mine trebuie, m-a schimbat prima dată, eu am apărat ultimele trei meciuri în calificări cu Belgia la București, cu Feroe, da? Și la Cardiff. Eu am apărat ultimele trei meciuri și după aceea am stat pe bancă la Ploiești de Campionatul Mondial. Nu se aștepta nimeni. Dar a fost o decizie bună a antrenorului, pentru că s-a dovedit Stelică la meciul cu Columbia, a scos la 0-0, cred că trei mingi incredibile. Ți-aduce aminte că nu ieșeam din careu. De asta zic că a luat o decizie bună. Dar după aceea, sigur, a venit nenorocirea aia care se întâmplă odată la 100 de ani. Că pentru mine aia a fost era o fază simplă pentru orice portar. Dar nu l-am văzut când a venit din dreapta. Și acum m-a întrebat, că am fost în procediu, toată lumea mă întreabă. Domnul Ferin, dar cum a fost domnul Nicola? De ce domnul e atât o mingi? Dumneata scutea mingii foarte grele și se întâmplă, s-a întâmplat de atunci. Eu nu l-am văzut. Calitatea mea principală era detenta. Eu săream jumătate, 2 metri de la pământ fără probleme. Atunci am sărit atât, să vede și pe cât sare el și cât sare eu, pentru că nu l-am văzut, era o minge simplă. Dar de asta zic că dacă jucam cu Brazilia, cu siguranță că domnul pe care l-ai văzut mai devreme și aducea aminte și de o echipă de Hagi și aducea aminte, domnule, și noi dacă jucam cu Brazilia, eu sunt convins că Hagi era jucătorul Campionatului Mondial. Zici? 100%. Pentru că a ieșit după aceea Stoichkov, știi foarte bine, dar eu zic că Hagi a fost peste Stoichkov. A contat mult faptul că i-au jucat semifinale și noi nu. E adevărat, cam așa se contabilizează pentru fazele finale. Începând cu semifinale, semifinală-finală, final, acolo. Cam acolo se dau jucătorii. Și cel mai bun jucător și așa mai departe. Bine, se întâmplă pentru portar, poți să aperi 90 de minute, e un clișeu, dar e foarte adevărat. Aperi senzațional 90 de minute, minutul 1 de prelungire, greșești una și poți să șteargă totul cu buretele. Uite Karius, de exemplu, finala Champions League la Liverpool și a distrus cariera. N-a mai fost niciodată la nivelul la care... Mă refer la un club de nivelul lui Liverpool. După aceea, spuneai de cazul acesta, total de acord, dar evoluțiile după aceea unde a fost, unde s-a dus, a greșit în continuare. E adevărat. Și de aceea cariera lui s-a dus undeva în jos. E adevărat. Dar totul nu e ușor să treci peste un moment din ăsta, este foarte greu. Stau și mă gândesc că îți dai seama să joci, ca o mică paranteză, să joci la Liverpool, să gafezi în finala Champions League la modul ăsta. Ce psihic puternic trebuie să ai să poți să... Îți continui viața normal. Bine, și tu ai fost în situația asta. Nu a fost finală, dar erați foarte sus și campionat mondial. La fel. Te întâlnești odată în viață cu asemenea momente și sigur că te simți vinovat și eu m-am simțit vinovat. Dar după aceea, și acum când mă întâlnesc cu lumea pe stradă și, Doamne, mulțumim frumos pentru ce ați făcut pentru noi. Oare când o să mai trăim clipele alea? Îmi face plăcere când îmi spun asemenea lucruri. Sigur că vine și reversul după aceea. Sunt și oameni care, bă, dar cum a fost posibil să o minge atât de ușoară? Dar lumea nu mi-o spune cu răutate. Lumea mi-o spune de curiozitate. De curiozitate, dar lumea, varianta ta, dar lumea ne iubește, indiferent de ce am făcut bun sau în cariera noastră. Eu cred că am făcut generația noastră mai multe lucruri bune. 100%. Te întreabă cineva în zona de comentarii, îl salut pe domnul Prune, am un respect de la un stelist cu întrebarea dacă își dorește să candideze la viitoarele alegeri FRF. Nu, în niciun caz și nu mi-am dorit niciodată. Și mai mult decât atât, știi foarte bine că eu am fost în echipa lui Lupescu, ne-am asumat cu toții să fim în spatele lui Ionuț, nu am reușit, pentru noi nu mai este un subiect de actualitate. De sub nicio formă. Sub nicio formă. Bun, nu știu dacă ai apucat să vezi știrea cu Gigi Becali trimis în judecată pentru fraudă la vot. Am apucat să o văd. Nu știu cât este adevărată, dar de obicei știi că se face o anchetă, n-a răsuflat nimica până acum. Este o veste pe care am... Eu mă gândesc că eu nu cred că Gigi... E vorba de 2018 sau ce mai multe oamenilor, de referendumul pentru familie. Știm despre ce este vorba și nu avea dreptul să voteze fiind proaspăt. Eu nu cred că el nu a vorbit cu avocații lui când s-a dus la vot. Cu siguranță eu cred că a avut și niște hârtii de la instituțiile statului, că altfel nu cred că risca un om prin ce a trecut. Acum totuși. Și sunt oameni trimiși în judecată nevinovați, Victor, în țara asta. Să nu crezi că totul este așa cum pare. Dacă te trimite în judecată, nu au, și eu am trecut prin așa ceva, știu ce înseamnă. Și într-un dosar mult mai greu decât prin ce trece domnul Becali acum. Nu automat e și vinovat. Da? Dosarul se poate întoarce înapoi, mai întâi să-i cameră preliminară. Asta e procedura. Dosarul se poate... Dar eu repet, nu cred că Gigi făcea o asemenea greșeală să nu și-a niște măsuri de precauție prin momentele prin care a trecut el. Da, vom vedea. Sincer. Vom vedea ce va fi. Cum ți se pare FCSB în momentul de față? A plecat în Antalya în cantonament, două amicale tare acolo cu echipe poloneze, Rakov care e pe primul loc și Pogon Szczęsny locul 4 și vreau să te întreb, nu sunt echipe prea puternice pentru un cantonament de iarnă? Nu poate fi reversul medaliei în care se obosește jucătorii? Toate echipele își doresc adversari cât mai puternici. Așa. Sunt echipe care
plătesc și bani pentru amicale puternice echipelor cu care joacă. Nu, din punctul meu de vedere, sunt alegeri corecte. Îți trebuie adversar, cât sigur că rezultatele sunt importante, că îți dă o anumită încredere, dar majoritatea cazurilor antrenorii doresc adversari puternici să vadă unde se află. Sigur că acum se vine după vacanță, dar a fost o vacanță mai mică. Se joacă pentru prima dată niciodată la început campionatul, în 20 ianuarie, prima etapă. Toată lumea își dorește să aibă adversari puternici și nu văd nimica. Din contră, sunt de acord total cu echipele care joacă cu adversari puternici. Deci să se mențină rit, practic. Să vadă unde se află, bineînțeles, să vadă și jucătorii care vin noi. Cu toate că sunt foarte puține transferuri, parcă ca niciodată nu au fost așa de puține transferuri, atât la echipele din partea superioară, cât și la cele din partea inferioară, dar iarna este foarte greu să găsești jucători buni și de calitate. Dar sunt de acord cu aceste jocuri. Și eu, când eram președinte de club, tot timpul când plăteam turneu, în primul rând vroiam să văd programul de jocuri. Vorbeam cu antrenorul: coci, câte jocuri ai nevoie? 5 sau 6. Îmi trimitea băiatul care făcea turneu adversarii, tot timpul alegeam cei mai puternici adversari. Pentru că îmi trebuia, important este să nu se accidenteze în perioada asta, dar bineînțeles sunt jocuri de pregătire care îți arată unde ești la momentul respectiv și ce ai de reparat. Că dacă joci cu unii niște bucătari și frizeri și bași 5 și 6-0, e bine pentru... Sunt și antrenori din ăștia care le place să aibă, zice, domne, nu, că să dăm 5-6 să prindă încredere, moral, da. Crezi în varianta asta? În ce varianta? Moralul? Să luăm adversar slab, să-i dăm multe, să avem valoare? Dacă am o pregătire lungă în care am și jocuri, dar în care mai vreau să mai am 2-3 jocuri pentru jucătorii care le dau minute mai puțin, de ce nu, da, sau jucătorii mai tineri. Cu siguranță că există și două date în care poți să joci și cu adversari. Liga a 4-a, Liga a 3-a, Liga a 5-a. Dar acum fiind, sunt acolo 10 zile, cât stau, nu mai mult de 10 zile, 12 zile, e greu să joci 4-5 meciuri. E adevărat, doi adversari, și cu eu sunt de acord. Dean Sorescu de la Racov și Bogdan Racovițani acolo, lideri. Ca o paranteză, vor mai veni și vreo 100.000 de euro de pe Sorescu la Dinamo. O gură mare de aer din punct de vedere financiar. Probabil că au avut o clauză în contract cu număr de jocuri. Da, exact. Da, Sorescu când a plecat la Dinamo s-a văzut clar că la Dinamo nu era într-un mediu în care să își pună la dispoziția clubului întreaga lui valoare. Cu dezbrăcatul echipamentului, cu atmosfera care era, cu atmosfera care a fost în jurul echipei. S-a văzut și nu numai Sorescu, uite-te la toți jucătorii care au plecat de la Dinamo, chiar și cei care au retrogradat sunt la echipe unde joacă, uite-te la Matei, la titular la Sfântul Gheorghe, uite-te la Rodriguez, ce creștere. Uite-te la Irobiso, la Petrolul. Eu nu înțeleg cum de la Dinamo erau atât de jos și deodată când au scăpat de acolo, toți au răbuvnit și joacă, își văd cariera lor mai departe. Aici îl introduc și pe Sorescu. Eu l-am cunoscut, am lucrat cu el, este un băiat extrem de serios. Repet, el a plecat de acolo și mă bucur pentru el. Da. Ce posturi crezi că ar trebui întărite la FCSB din punctul tău de vedere? Nu știu ce posturi ar trebui întărite. E greu de spus pentru că acum Gigi a tot investit. A adus ultima dată, dacă în ultimul an, a adus 6-7 jucători și toți pe sume de transfer. Sigur că o parte dintre ei nu au confirmat. Dar eu cred că nu sunt multe de schimbat acolo. Eu cred că treaba a început să meargă destul de bine. Grupul se vede că este un grup unit, se vede că a revenit zâmbetul pe buze la jucători. Revenirea lui Vlad este un lucru extraordinar, pentru că asta arată faptul că avem portar de valoare și aici va fi o concurență incredibilă pentru cine va juca titular. Foarte greu va fi antrenorul lui să aleagă acum între Vlad și Târnoveanu după prestațiile lui Vlad. Dacă ai fi la... Greu de spus, aș fi greu de spus. Bănuiesc că antrenorul principal se va lua o decizie și după aceste două jocuri amicale, probabil că vor avea amândoi șansa. Și bineînțeles că este important că n-ai doi portari de valoare, cum eram eu cu Stelea, de exemplu. Da. Eu știam că puiul punea pe Muraru să se uite la noi și când mâncam dimineața, bă, ia uite-te la asta, cum îl simți la masă, ia uite-te cum îl simți când e la ședință, se uite, ia-te la mine, ia uite-te, îl vezi mai zăpăcit, îl vezi concentrat, da, îl vezi mai distrat. Sunt antrenori care, Petrescu sunt convins, el deocamdată nu are, dar sunt convins că ar face la fel cum făcea și Iordănescu. Iei decizia pe moment și trebuie să fii inspirat și să iei în calcul absolut toate aceste lucruri. Forma de moment, înainte cu o zi se face un antrenament, de obicei echipele joacă acea miuță tinerii cu bătrânii sau eu știu, între ele. Și acolo, care mai învână, care scoate, care îl vezi că e mai concentrat? Sunt o grămadă de chestii care un antrenor le ia în considerare când are doi portari de valoare. Da. Rapidul pleacă și el în Turcia. Acolo lucrurile sunt puțin diferite. Mi se pare un pic mai mult organizare, mai liniște decât la FCSB.
sunt organizați, structurați mai bine, așa mi se pare, au un antrenor care, uite că dovedește, momentan, Mutu. Cum vezi tu Rapidul în nou an, 2023? Atenție! Pentru Rapid a fost, întorcându-o puțin înapoi, că cred că așa este corect, cred că a fost un an extraordinar. Da. Din toate punctele de vedere. Ca și organizare, s-a organizat la club, a apărut un om pe care eu îl stimez foarte mult, domnul Șucu, da? A apărut un om care vine și vorbește puțin, vorbește civilizat, are un dialog, îl văd și cu voi, cu presa extrem de deschis, omul nu are nimic de ascuns, a venit numai și numai să facă bine, este un om care îi place fotbalul. Am văzut că au fost comentarii, domnule, că de ce s-a dus copilul să facă antrenament cu echipa mare. Asta e o tâmpenie. Și mie făcea plăcere, indiferent, nu cred că am încurcat cu nimic ca băiatul ăsta dus la antrenament. Dar am văzut că au fost oameni care au comentat acest lucru negativ, nu este corect. Păi stai, joacă, atenție, joacă la grupele de copii și junior, nu a venit așa care îl chef la echipa tatălui. Nu, dar și chiar dacă venea, cu ce am încurcat băiatul ăsta? Și eu, de ce nu, să aduc la echipa mare un copil în vestiar, să-l prezint, doamne, uitați, este un jucător de viitor pentru noi, este băiatul patronului, să nu credeți că am ceva de ascuns sau să mă pun bine cu patronul. Nu cred că este cazul, cum este domnul Șucu, da? Care vețește o grămadă de bani. S-a organizat ca și club extrem de bine, sunt organizați stadionul, suporterii sunt alături de ei, a fost un an perfect. Depinde acum, eu știu, să vedem ce mai puțin mi s-au părut depășiți la transferul care le-au făcut în acea perioadă, jucătorii care au venit, din păcate, s-au grăbit, poate, s-au adus nume așa. Nu au adus. Da, au adus repede. Ce era nume așa, știu ei că era nume așa. Ce era nume așa, unii chiar dacă nu confirmaseră, au crezut, mă refer de exemplu la Cioban, nu? Da, nu a confirmat în ultimul timp, nu mai jucat la Gică, Mutu a crezut că poate îl resuscitează, dar uite că destul de greu. Iacob și el este un jucător care a făcut treabă la echipele unde a fost, dar uite când a venit la Rapid, este cu totul altceva. Și exemplele pot continua. Eu știu, jucătorii care au venit n-au adus un foarte mare plus. Când au fost în teren, au fost probleme. Când lipsesc jucătorii cu ștate mai vechi, Junior Moraes, Săpunaru, Grigore, eu știu, acest lucru se vede și ăsta nu e un lucru bun. Da. Rapidul a vrut pe Garita. Că de aici a plecat tot scandalul, că a apărut informația în presă cum că s-ar fi înțeles verbal cu rapidiștii. Ar fi potrivit pentru Rapid, Garita? Eu consideram FC Argeș și un club inabordabil din punct de vedere al transferilor, pentru că acolo mai sunt jucători care eu cred că au avut oferte când era Jean Vlădoiu președinte. De asta mi s-a părut plecarea lui Ișvan. Pentru Craiova cred că este o afacere bună, nu știu suma reală de transfer. Dar de asta zic, de Argeș nu te apropie. La Ișvan e 650.000 plus 25% dintr-un viitor transfer. Foarte mulți bani. Pentru ce înseamnă în momentul de față, pentru ce a arătat el în ultimele jocuri, eu zic că este o sumă foarte mare dacă s-au plătit banii ăștia. Dar sunt vorbind de doi jucători total diferiți. Vorbim de un băiat tânăr care a confirmat parțial, dar care spre sfârșitul, acum, din păcate, evoluțiile lui nu au mai fost cel cu care n-au fost obișnuiți, dar este un tânăr de viitor, un jucător în care Craiova cred că a investit mai mult și pentru viitor, nu neapărat pentru prezent, pentru o eventuală revânzare și așa mai departe. Garita este un jucător clar de contraatac. Dacă nu-i dai spații, este zero. Nu este un jucător cu tehnică foarte mare, nu este un jucător care să spui că îți vine la finalizare. Dar dacă te-a prins unul contra unul sau dacă te-a prins pe spații, nu mai prinzi. No. Poți să te lasă în spate. Bine. Este un jucător cu pătrundere foarte bună. Se pliază la echipele care joacă contraatac. Rapidul este o echipă care în multe momente joacă contraatac. Rapidul n-au avut victorii foarte concludente. Rapidul multe jocuri 1-0, 0-0. Meciurile au fost extrem de închise. Dar Garita este un jucător, de exemplu, sau FCSB. De exemplu, la FCSB eu nu cred că joacă, nici pe bancă nu stă. De ce? FCSB este o echipă care atacă, FCSB este o echipă care construiește, FCSB este o echipă care se bate la campionat. De asta zic că la, mai degrabă la final Rapid. Dar cred că în momentul de față FC Argeș nu va mai transfera. Presa a vorbit, inclusiv ProSport a vorbit cu cei de la Pitești astăzi, atât cu primarul Gentea, cât și cu Daniel Stanciu, care e de fapt o președinte al clubului după plecarea Vlădoiu. Și au spus amândoi clar, sub nicio formă nu pleacă, ne bazăm pe el, ne bazăm poate sezonul viitor. Au lăsat de înțeles că doar o super ofertă din străinătate poate să îi facă. Eu cred că o super ofertă din străinătate este imposibilă, pentru că Garita joacă la o echipă mică, FC Argeș, momentan, cu tot respectul, în momentul de față, care este și o echipă cu mari probleme. Da. Am văzut pe acolo frământările care au fost. Nu joacă la echipă națională, este un jucător care are și o vârstă. Nu știu dacă ar fi o investiție din punct de vedere financiar pentru orice club care îl ia. Garita este o investiție, dacă îl ia un club care ori se bate la campionat și plătește o sumă de bani mare pentru că Argeșul, repet, mie mi s-a părut un club până acum inabordabil,
la transferuri. Și m-am mirat și au renunțat la Ișvan. Pentru mine, aici era o investiție pentru viitor, străinătate, pentru că Ișvan este un jucător care este în atenția echipelor naționale ale României și este un jucător de calitate. Se vede că are calitate. Unii dintre puțini jucători care avem competiția internă, care îți poate face diferența. Driblează, este jucător de bandă, este jucător care poate juca și în zonă centrală. Dar, repet, să-și revizuiască puțin, sunt lucruri ciudate care se întâmplă cu copilul ăsta și nu înțeleg de ce. Pentru că la un moment dat eram acolo în top, era lângă băieții ăștia de Rapid tineri, făcuse pasul și spre echipa națională, dar ultimele evoluții lui de la club au nemulțumit și suporterii Piteștiului. De asta zic că, pe de altă parte, poate fi și o mișcare bună pentru FC Argeș, pentru că îl vând într-un moment în care el este într-o mare scădere, e clar, și atunci nu știu dacă el mai avea, probabil că nici el nu mai avea, practic intrase pe o pantă din asta, i s-a schimbat și antrenorul, i-a plecat și președintele. Să nu scoateți din ecuație niciodată, Victor, plecarea lui Prepeliță și a lui Jean Vlădoi de la FC Argeș. Pentru că băieții ăștia au făcut acolo anul trecut o performanță și au făcut un grup extrem de unit cu play-off-ul. Plecarea lor lasă, din punctul meu de vedere, urme și în conducere și pe banca tehnică. Se vede că după ce au plecat, treaba merge mai rău decât când erau ei acolo. Din păcate. Da. Se discută și de posibilul împrumut al lui Rare și Ilie de la Nice, pentru că nu mai prinde echipa să se întoarcă din la păcate, ce părere ai. Și el, bine, un jucător tânăr, are timp, dar din păcate se înscrie în linia jucătorilor care imediat după ce pleacă afară urmează o cădere și se întorc înapoi acasă. Nu este o noutate ceea ce se întâmplă în ultimii ani cu toți jucătorii români, dar el are avantajul că este un jucător tânăr. Nice este o echipă care greu să se impună el acolo. Am văzut și au jucat etapa asta, am văzut jocul. Foarte greu să intri, să te impui. Campionatul Franței este unul. Ai văzut Lens cu PSG? Da. I-a bătut pe PSG, nici l-au mișcat. Și Nice este o echipă de acolo, sus. Nu este o echipă. E adevărat, așa nu este o echipă. E bine pentru el. E primele 5-6 acolo. Da. E bine să plece, dar îmi pare rău când văd că toți jucătorii români pleacă și se întorc foarte repede. Înseamnă că avem o mare problemă. Bun, hai să vedem pe Costache și Emers de la Rapid, după care revenim. Ceva special? El în fiecare an pregătește ceva special, 100%. Un cantonament spartan? Nu știu dacă un cantonament spartan, dar un cantonament cât mai eficient. El așa e, nu prea ne alergă foarte mult, doar că îi place mult cu mingea și eu zic că e destul de greu ce facem cu mingea. Cum ai caracterizat sezonul de până acum al Rapidului? Pe plus sau pe minus? Și cu rele. Am avut meciuri foarte bune, să încep cu cele foarte bune, foarte, foarte bune, dar încă nu suntem constanți, oarecum. Și am avut și meciuri mai puțin bune, dar eu zic că acum trebuie să învățăm din asta și să facem totul să fie foarte, foarte, foarte bine. Adică să nu mai jucăm 2-3 meciuri bune și după aceea 2-3 foarte proaste. CFR-ul arată, noi arătăm bine, FCSB arată iar foarte bine, Viitorul, ați văzut și voi, nu știu, chiar nu știu, dar sincer până acum, uite că mi-am adus aminte, până acum Viitorul pare cea mai puternică. Yes, it's like more a physical competition and you have also players that have good quality, so it's a good mix. Are you favorite to win the title this year? We try to be, we are players from Rapid and we have to honor this and we have to play for this emblem here. Da, am revenit. Cum spuneam, giureștenii au plecat în Turcia la pregătire. Cum ți se pare stilul Rapidului cu Adi Mutu? Este clar stil italian. Așa. Nu este un fotbal spectaculos. Este un fotbal extrem de pragmatic și este un fotbal rapid. Când marchează, este o echipă care greu mai primește, greu primește gol. Mutu a crescut fantastic, a crescut împreună cu această echipă. Practic, cresc împreună. Față de perioada când a fost, eu știu, și la Lotul de Tineret și la Craiova domnului Mititelu. A învățat foarte mult. El este un tip care asimilează incredibil de mult și îl văd din ce în ce mai bine ca antrenor, repet, și îi văd o carieră mare în față. Problemele sunt la transferuri aici, la Rapid. Repet, trebuie să fie mai atenți când transferă. Sunt convins că hotărăsc toți împreună, el cu Nico, cu cine mai este acolo, bineînțeles, cu cei doi patroni. Dar cred că aici mai trebuie lucrat. Transferurile pe care le-au făcut, nu toate au reușit. Sau mai bine spus, nu toate. Foarte puțin. Toate n-au reușit. Mai toate n-au reușit. Da. De asta zic că cred că aici, și am văzut că sunt oameni acolo care e și Vasile și Maftei, sunt foști jucători, dar nu știu câtă putere de decizie au. Aici cred că mai au de lucrat cei de la Rapid. Dar stau și mă gândesc că eu când am auzit că îl iau pe Lucas, eram sigur că va rupe nori la Rapid.
Poate acum, după pregătirea asta, să vedem. Contează și asta că a venit pe parcurs? Perioada de pregătire este una scurtă. Nu poți să rupă norii. Cât poți să încarci acum de mult? Da. Sigur, încarci. Dar pe 20 ai prima etapă. Joci. Să nu... Eu sigur că ești ce mai bine ce au de făcut. Cât să încarci din punct de vedere fizic. Doamne ferește, îi rupi. Sunt și jocuri amicale, bănuiesc. Da. Au și ei 3-4 jocuri cu echipe puternice. Probabil că vor avea toți minute. Da. Dugazi sau Lucasen, din punctul tău de vedere, titular în momentul de față la din, Rapid? Din punctul meu de vedere, mai bun Dugan, zici. Dugan, zici. Care, așa, sigur, toată lumea s-a așteptat să marcheze mult. A marcat mult din penalti. Are, da, cum necum, 9 goluri în... 9 goluri, da. Stai un pic să văd. 9 goluri în... 16, multă, 3, multă 19... Lume. Multă lume s-a înțeles când l-au luat. 9, 19. Nu e rău. Dar putea și mai bine, cred eu. Dacă l-a ajutat și echipa. E de nivelul pretențiilor Rapidului, Dugan, zice, în momentul de față? Pentru play-off, da. Da? Dar numai pentru play-off. Ce poate să obțină Rapidul în 2023? Pentru că tu știi foarte bine că discuția a fost clară că e anul centenarului, 100 de ani de Rapid și trebuie să obțină ceva. Au ieșit din cupă. Din păcate, un obiectiv este... A fost o mare problemă asta în interiorul clubului. O mare problemă și depinde de ei. Diferența Rapidul... E bine că s-a terminat campionatul, cred eu. Pentru că ajunseseră în momentul în care nu mai aveau nici ce să mai aibă pe bancă. Treceau prin momente grele, punctele se făceau din ce în ce mai greu. Adu-ți aminte la UTA, ce chinuial a fost, nu? Vin echipe din spate care, odată cu depunctarea Sibiului, sigur că e o șansă în plus, dar el nu se știe dacă această depunctare va fi până la capăt. Dar dacă ratează și play-off-ul, acolo vor fi probleme mari. Eu cred că nu-l vor ataca, totuși diferența de puncte este una mare, dar sunt multe puncte puse în joc, Victore. Nu se știe niciodată. Poți să pierzi 2-3 jocuri și nu mai ești în play-off. Și atunci încep cu adevărat problemele. De asta zic că trebuie să fii extrem de atenți la ce, cum se mișcă și la ce jucători aduc acum. Acum discutăm ipotetic, normal. Poate Rapidul să speră la o nebunie în care să se lupte chiar pentru titlu? Nu. Nu. Sunt departe. Sunt departe de... Îți dau un exemplu, sunt departe de lotul CFR-ului. Nu poți să compari lotul lor cu lotul. Nu poți să compari, din punctul meu de vedere, lotul lor cu lotul Craiovei. Craiova, uite-te că este o echipă care, important, au adus un antrenor. Asta vreau să te întreb. Au adus un antrenor. Cum se pare numirea lui? Eu s-ar putea să par subiectiv. Eu l-am avut, l-am adus pe Neagu, eu spun când l-am adus eu la Iași. Primele 4 jocuri, nu știu dacă am făcut un punct, dar echipa vedeam. O vedeam la antrenamente, vedeam că joacă, simțeam că va exploda. După aceea n-am pierdut 15 jocuri, eram pe ultimul loc, eram prima echipă retrogradată. Și am câștigat play-out-ul. 15 jocuri, decât 2 goluri primite, dacă nu mă înșel. Și n-am pierdut niciun joc și am câștigat play-out-ul. A adus în cont 2 milioane și ceva de euro. După aceea, sigur, a plecat și eu și el de acolo, că așa a avut domnul primar la vremea respectivă și cu toți jucătorii. Dar asta e cu o altă discuție. Neagoie s-a întors acasă. Neagoie și de asta zic că par subiectiv. Mie, eu am fost coleg cu el. Cu când Badea, cu Nea Sorin, antrenor. În istoria Craiovei, eventul. Nu știu dacă sunt mai mulți de 29 de jucători care au făcut eventul. Nu sunt foarte mulți jucători care au realizat eventul cu Craiova. El este unul din acești 29. Are peste 200 de jocuri ca antrenor în Liga 1, cum de altfel salut și revenirea lui Neluțu lui Sabău. Eu știu că Neluțu a avut și alte oferte. Am avut și eu cu el 2 oferte împreună amândoi, că acum... Pot să le spun. De unde? Să mergem împreună. Nu pot să spun echipele că Liga 1 și Liga 2, Liga 3. Și Liga 1 și Liga 2. Două le-am avut eu cu Neluțu, că mă suna el, mai sunam și eu și am hotărât că nu e bine să mergem pentru că condițiile nu erau cele care să ne dea o siguranță și de aceea nu ne-am dus. Revenirea lui Neluțu Sabău, o salut. Fericit pe cei de la Cluj că n-au mai căutat în altă parte. Neagoi n-a plecat de la Cluj din cauza lui. Neagoi a plecat de la Cluj pentru că acolo la nivel de conducere e un club slab. Este inadmisibil ca eu, președinte de club, să-mi aduc un antrenor ca Neagoie și să nu-mi pun o clauză în care să mă acopăr, să nu plece antrenorul sau dacă îmi pleacă antrenorul, echipa care mi-a antrenorul mie, să lusture, nu mai spun ce, și cum suntem noi români, să lusture. Păi dacă nu sunt în stare să fac un contract și să îmi țin un antrenor sau un jucător și antrenorul are o portiță în care denunță contractul unilateral, eu n-am auzit în România până acum că am antrenor să denunțe tonul ăsta. Despre că e greșeala președintele, clar. Cine a făcut contractul? Nu știu cine a făcut contractul. Acolo. Pe Constante, președintele, na. Constantea. Da. Na, ce să facă Neagoie când vine o ofertă de la un club cu condiții mai bune? Neagoie n-avea teren de antrenament acolo. Neagoie, ați văzut în ce condiții joacă băieții și se antrenează pe acolo. Și atunci și eu la fel dacă vine o ofertă de la Craiova. Supărarea domnului primar Boc, una de altfel pe care eu o înțeleg până la un anumit punct.
Dar Neagoi se întoarce acasă, se întoarce la echipa unde a făcut performanță, unde a crescut. De asta zic că fiecare trebuie să-și vadă de drumul lui. Poate lua titlu? Că e la 7 puncte de Faru, da, la jumătate... Dacă scazi la jumătate, 3-4 puncte. 3-4 puncte. Poate lua titlul. Depinde acum și ce jucătorii asta vor mai aduce. Lotul cum ți se pare în momentul de față la Craiova? Lotul mi se pare de primele 3 echipe. Lotul mi se pare, trebuia să, să fie mai sus, cred eu. Dacă erau mai atenți și... Dacă a fost și instabilitatea asta la nivelul băcii tehnice. Mirela a bubuit efectiv vestiarul. Ți-a aduce aminte că eram aici, da? Când am intrat prin telefon atunci domnul Cârțu. Da. Și noi spuneam că nu e în regulă ce se întâmplă cu Mirel. Și prevesteam că timpul va fi scurt, foarte scurt până când va pleca de acolo. Neagoi nu e așa. Neagoi este un antrenor pe care jucătorii îl acceptă și îl respectă pentru că este un om care nu face compromisuri. La Neagoi, dacă nu te antrenezi și dacă nu meriți să joci, poți tu să fii oricine. Nu este un antrenor conflictual. Neagoi, dacă are ceva de vorbit cu un jucător, eu când l-am avut președinte, n-am avut probleme cu vestiarul. Și am avut Golubovici, Andrei Cristea, care, îți dai seama, jucător personalitate, Grahovaț, Caparco, doi portari. Eu n-am avut treabă. De ce? Ei veneau la mine și îmi spuneau mie jucătorii, domn președinte, dar nu mă bagă să joc. Ce vrei să fac eu? Ai antrenor? Discutăm, dacă vrei, discutăm între ei. Jucătorii îl acceptă pentru că simt că este un om corect, în primul rând. Și care nu acceptă, repet, dacă nu te antrenezi, dacă simți vreo durere mică, nu riscă. La el joacă numai și numai cine merită. Este un antrenor foarte bun și pe care eu îi felicit pe cei de la Craiova și îi felicit în primul rând că am văzut pe Badea că te-a insistat pe Bădiță. Pe Badea, da? Colegul nostru, n-a luat eventul atunci. Sigur că și prietenii acolo crescuți împreună, acelea generații. Păi nu, contează foarte mult, pentru că tu știi foarte bine că acolo la Craiova, dacă nu ești de-ai lor, dacă nu ești cu ei, te mănâncă. Clubul ăla te mănâncă din interior. Te mănâncă, dar și dacă nu merge treaba, te mănâncă și dacă ești de-a lor mai repede. Te mănâncă, pentru că este un public pretențios în Craiova. Dar eu cred, așa cum știu și văd susținerea acum și din partea lui Rotaru și din partea lui Cârțu mai ales, pentru că l-am văzut cu zâmbetul pe buze și este mulțumit că și-a adus unul din copiii lui care au fost împreună atâția ani. Păi dacă nici acum când ai Cârțu președinte și Neagoi antrenor, unul din, adică toți de acolo nu faci treabă, înseamnă că e o problemă mare acolo. E adevărat. Ar fi interesant de văzut. Oricum, să sperăm că Rapid și Craiova se vor lupta sus acolo pentru campionat, pentru că dă o oarecare, cum să zic eu, imagine frumoasă. Știi cum e? Dacă știi că e deja câștigat de CFR, parcă îți pierzi interes. Dar așa dacă se duce lupta până spre ultima etapă? Părerea mea că, uite-te, începem de prima etapă, nu cu un derby. Da. Care, bun, sunt importante punctele acum, chiar dacă ele se scad mai încolo, dar sunt importante și jocurile care au mai rămas de disputat. Depinde cum intri în play-off, cu ce diferență intri. Că dacă intri la o diferență de și 5-6 puncte, părerea mea că este imposibil de să previi. Nu ai cum. Celelalte echipe trebuie să împiedice 3 meciuri, trebuie să câștigi 3 meciuri. Ai văzut că în play-off și în play-off meciul este echilibrat. Nu vezi 4-0, 3-0. 1-0, 2-1. Mai o greșeală de arbitraj, mai o greșeală individuală, se câștigă foarte greu punctele acolo. De asta e important să-ți mai permiți să faci un meci, nu două. Da. Te întreabă cineva, mă rog, ne întreabă Victor, vom vorbi câteva minute și despre transferul lui Ronaldo la Rap. Ce părere are Florin? Da, uite, Florin, cum se pare Cristiano Ronaldo la Nasser? Simplu, nu cred că putem să comentăm. Nu știu dacă și din punct de vedere financiar, că eu cred că stă pe câteva sute de milioane fără probleme. E evaluat la 500 de milioane. Dar gândește-te că e în 2 ani 400, fără alte contracte publicitate. Da, adică îți dublezi toată averea pe care ai strâns-o într-o carieră de 20 de ani. Eu sunt de partea lui și sunt de partea tuturor jucătorilor care se duc unde sunt bani. Nimeni nu le face nicio statuie, nici lui Ronaldo, nici lui Messi, nici chiar lui Pele, Dumnezeu să-l ierte. Sau eu știu că nu, sau să pleci de la o echipă, la Dinamo, la Steaua, îți dau un exemplu. Eu am avut ofertă de la Steaua de 3 ori. Și în 92, și în 94. Nu mai scăpam de Neatică. Când ai fost cel mai aproape? În anii tot timpul am fost aproape. Așa. Și n-am putut să plec de la Dinamo. Mi-a făcut cineva statuie mie? Nu. Nu-ți face nimeni statuie. Te duci, viața... Ba te-au mai și înjurat suporterii recent. După aia te mai și înjură. Și pe mine, și pe Dinu, și pe Lupescu. Am văzut că mai spunea unii că Lupescu n-a făcut nimica pentru Dinamo. Nu-ți face nimeni statuie. Să se ducă unde sunt banii și... Este pe final de carieră, cu siguranță că este ultimul tun al lui. Eu îl înțeleg perfect și sunt de acord cu decizia lui. Da.
S-a certat și cu impresarul lui, Jorge Mendes, celebru impresar portughez. Nu e nici primul, nici ultimul. Jucătorii mai rup contractele. Bineînțeles că s-ar fi certat, adică se scrie în presa internațională că s-ar fi certat pentru că impresarul lui ar fi fost foarte supărat pentru acel interviu pe care l-a dat la Piers Morgan, în care a spus că e de vină antrenorul, e de vină fostul antrenor, jucătorii nu fac ce trebuie. Te referi la probleme cu Manchester. Da, a zis că e foarte, i-ar fi spus că e foarte greu să mai duc la un club de top, cum vrei tu, de top la nivel mondial, după ce ai criticat tot clubul Manchester United. Nu mai vrea nimeni să te ia acum, ca să le faci și lor la fel, dacă tu nu joci, să începi să-i critici. Dar nu cred că asta e cauza principală. Cauza principală este că el nu mai este un nu jucător de top în momentul Nu mai poate? Față. Simți că nu mai poate? Se vede, se vede. Dacă și la echipa națională, unde este iubit, l-au trecut rezervă, da. A trecut pe bancă, e clar că nimica nu este întâmplător în picajul ăsta lui și cred că va fi greu de oprit. Da. Petrolul, cum ți se pare? Petrolul? Da. Petrolul este o echipă care o ține viață suporterii. Cu problemele care sunt acolo și cu Claudiu Tudor și cu... M-a mirat plecarea lui Costelu Lazar, dar după aceea am văzut că au fost probleme și între ei. Nu înțeleg de ce, pentru că au dus greul și au promovat împreună el cu cei care au acolo și după aceea să plece așa deodată. Cred că este o pierdere plecarea lui Costel Lazar de acolo, pentru că este un om cu experiență și un om care ținea așa un echilibru acolo. Sunt curios să vedem mai departe ce se va întâmpla. Hai plecarea lui Tamaș, mă așteptam să aducă mari probleme, dar n-a fost așa. Dar nu a fost chiar așa. De asta zic că probabil că lucrurile s-au așezat și au suporteri în spate și poate să fie o nucătare. Bun, hai să-i vedem repede pe Budescu, Gicu Grozav și Nae Constantin. Toată lumea e afectată pentru că sunt probleme financiare și ne-am obișnuit cu acest lucru în România în ultimii ani de zile, dar trebuie să mergem mai departe, iar problemele astea să se rezolve cât mai repede. Dacă ne gândim la începutul campionatului, acesta era obiectivul, să rămânem în prima ligă, în primul an, dar acum unde ne aflăm, normal că aspirăm la mai mult. Va fi foarte greu, cum am spus, dar vom munci pentru asta și sperăm să adunăm multe puncte, să ne clasăm cât mai sus. Vă dați seama, momentul în care ne aflăm acum cu aceste probleme de care vorbeam, mă gândesc că orice jucător e de vânzare, dar deocamdată, după cum vedeți, nu se pune problema sau nu a apărut nicio ofertă. Hakim, care e deja semnat și sperăm să mai se rezolve unul, două transferuri. Un mijlocaș central ar mai trebui și să vedem. Sunt discuții, cred că sunt discuții, adică mai mult ca sigur sunt discuții, dar încă nu sunt concretizate. E vorba de un jucător străin, un mijlocaș central. Eu ca antrenor nu mi-aș dori, dar la situația noastră cred că asta e salvarea clubului, scăparea noastră, da? Trebuie să vindem unul sau doi jucători, doar că până la momentul ăsta nu știu să fie vreo ofertă concretă. Da, am revenit. Și Nae Constantin, mi se pare că a făcut lucruri incredibile. Adică nu spunea nimic ca antrenor, cu tot respectul pentru el, că a fost un jucător important la Rapid. Uite că fără o mare carismă, sau nu, n-aș spune carismă, să nu-l jignesc, fără șmecheria aia pe care o cam au antrenorii din Liga 1, majoritatea care reușesc în Liga 1 au o oarecare șmecherie pe care te gândești că o transpun și în vestial. El parcă n-are chestia asta, el e din tagma antrenorului de Timol Dărășanu, așa, seci, spun doar strictul necesar, nu glumițe, nu caterine. Nu spun nimic a pregătit exact, înainte. Exact. Da, sigur, în afară de excluzând episodul cu Tamaș, unde a fost acolo, unde a greșit, exact. Din punctul meu de vedere, unde nu trebuie să facă așa ceva, mi se pare un antrenor foarte bun. Revenirea lui a promovat cu Petrolul, rezultate pe care le are și care, din punctul meu de vedere, la problemele care le-au avut, nu mă așteptam. Asta înseamnă caracter și la ei și la băieții de la Sibiu și la Mâldărășeanu. Asta înseamnă jucător și vestiar de caracter. În condiții grele, să-ți respecti meseria. Să nu amesteci partea financiară cu partea sportivă. E adevărat. Da, bun. Îți mulțumesc pentru prezență, Florin. Îți mulțumesc și eu. Asta a fost. Ne revedem mâine seară la aceeași oră la ProSport Live. Până atunci, rămâneți cu ProSport. Bun. Să aveți o seară frumoasă.